Ziua 350 Astăzi sunt multe știri din regiunea Donetsk. Serviciile de informații ucraine, britanice și americane sunt de acord că rușii plănuiau să lanseze marea lor operațiune ofensivă până la sfârșitul acestei săptămâni. Până atunci, rușii se așteptau să creeze haos pe prima linie prin prăbușirea apărării ucraineană în Bahmut sau în altă parte. Cu toate acestea, rușii au rămas blocați în fața mai multelor poziții cheie ucrainene, care amenință să ruineze complet toate planurile rusești. În încercarea de a respecta termenul limită, comandamentul rus a ordonat să asalteze absolut toate pozițiile ucrainene din Donbass fără oprire. Și azi am să încerc să explic în română ce au reușit rușii să obțină prin asalturile lor. Când vine vorba de regiunea Divka, Ultima dată v-am spus că rușii au surprins pe ucrainieni lansând un atac peste râul înghețat, ceea ce le-a permis să asalteze cel mai slab punct al liniei de apărare ucraineană și să stabilească control asupra părții de est a așezării. În următoarele 3 săptămâni, rușii au încercat să se extindă spre nord și vest, dar, ca de obicei, progresele în direcția Divka sunt extrem de neprogresive. Sursele se susțin că capacitățile lor în această regiune erau limitate de focul intens de alteleria ucraineană. Pe deasupra, dacă ne uităm la harta topografică, putem observa că în fața acestei așezări sunt două dealuri. Exact aici au încercat rușii să intre cât mai repede posibil. Ca parte a operațiunii de încercuire a Divkei. Cu toate acestea, din cauza dealurilor, trașeilor extinse, apropierii de principalul centru de aprovizionare a reglupului a Divka, faptul că ucrainenii au alocat mai multe trupe pentru a stabiliza linia frontului, și niciun element de surpriză, rușii nu au reușit să încalce următoarea linie de apărare și s-au blocat. Astăzi, pare că rușii au dezvoltat un nou plan și au lansat atacuri intense de-a lungul întregului frontului al Divkei. Au atacat pozițiile ucrainene din Pervomaiske, Kamianka și chiar frontal pe Vodiane, Opitne și chiar a Divka însuși. Judecând după direcția atacatorilor, este clar că nu intenționau să încalce apărarea ucraineană în altă parte. Scopul principal al rușilor a fost să disperseze trupele ucrainene pe care le concentrau lângă Siverne. Aceasta este o tactică foarte costisitoare, deoarece atacarea frontală a la DFK este pur și simplu o misiune sinucigașă, foarte asemănător cu Vuhredar, dacă nu chiar mai rău. Dar rușii cred că își pot permite, deoarece au relocat o mulțime de soldați mobilizați în Donbass. Unul dintre lucrurile pe care ucrainenii le pot și le fac pentru a nu permite rușilor să-și folosească toate resursele este este crearea problemelor logistice prin desfășurarea unor lovituri constante HIMARS, distrugând în mod continuu depozite de muniții care sunt aproape de linia frontului, creează deficite pe termen scurt și forțează unitățile de asalt să raționeze și să economisească muniția până când următoarele provizii sosesc din rezerve. Astăzi, ucrainenii au lansat în și au distrus un depozit de muniții din Donetsk, în clădirea fostului cinematograf. De la ultima acoperire a acestui regiun, făcută de mine, ucrainenii au vizat în mod constant principalele noduri și baze logistice din regiune, anume Iloviansk, Khartitsk, Makivka și, bineînțeles, Donetsk. Când vine vorba de zona Buhledar, ucrainenii au recăpătat inițiativa. Ultima dată v-am spus că ucrainenii au împins cu succes rușii din Cătunul de Est și că rușii au atacat și minele de cărbune fără succes. V-am mai spus că ucrainenii din Buhledar și-au asumat o poziție mai mult pasivă, fiind în pură apărare, în timp ce cele mai multe atacuri au fost efectuate din zona minelor de cărbune. În acest moment, situația s-a îmbunătățit și mai mult iar ucrainenii din Vuhledar au devenit mai activi. Rușii nu renunță și continuă să-și arunce forțele pentru a ataca Cătunul din Est. Aceste atacuri trebuie lansate peste câmp, motiv pentru care rușii au început să folosească următoarea tactică. Trimit o mulțime de grupuri mici de infanterie să ajungă cât mai departe de-a lungul centurii arborilor. Și apoi trimit mai multe vehicule de luptă de infanterie, adică AFV, Infantry Fighting Vehicles, sub acoperire de fum pentru a stabili pozițiile și mai aproape. Până acum a fost o călătorie fără întors pentru rușii care au participat în acest asalt. Pentru că ucrainenii al lor îi copleșesc cu foc de artilerie și apoi, dintr-o singură lovitură, îi elimină pe restul. Chiar și surse ruse confirmă că numărul contraatacurilor ucrainene au crescut. Surse ucrainene raportează că forțele ruse au pierdut până la 30 de vehicule blindate în timpul contraatacurilor. Multe surse au postat recent imagini care confirmă loviturile și contraatacurile ucrainene. Să rezumăm, comandamentul rus probabil a ordonat să continuă să atace Vuhredar în ciuda faptului că se pare că au rămas fără tactici viabile. Sau cum am remarcat eu la începutul atacului în Vuhledar, nici nu aveau tactice viabile. Pe măsură ce rușii au relocat 10.000 de trupe mobilizate pe front, rușii clar cred că își pot permite pierderi mari. Și nu au dreptate? Până la urmă în tot istoriul războiului a fost vreodată un caz în care o armată a pierdut un război din cauza că aveau pierderi prea mari? Stați un pic. Scopul lor principal este să spargă apărarea ucraineană, cel puțin undeva. Este necesar pentru ruși să prebușească o linie de front segmentată, deoarece ei va forța pe ucrainieni să-și consume rezervele în încercare de a stabiliza linia frontului. Odată ce ucrainenii nu au rezerve disponibile, rușii vor să-și lanseze principala operațiune ofensivă. Dar până acum, Vuhledar, Adivka, Bahmut și Sivers continuă să țină, în timp ce rușii încet încet rămân fără timp pentru a lansa o ofensivă înainte de sezonul ploios. Fereastea anul timpului se închide cu timpul, ceea ce obligă pe ruși să sacrifice mii de trupe uciși și răniți pe zi, doar pentru a stabili condițiile potrivite pentru operațiunea lor ofensivă mult așteptată. Mulțumesc frumos pentru că m-ați acordat atenție și astăzi, sper să ne auzim și mâine, să menținem inițiativă!